din a doua epistolă lui Petru, începând cu primul capitol, să citim primele 11 versete. Citim din a doua epistolă a lui Petru, primul capitol, primele 11 versete, unde cuvântul Domnului spune așa: Simon Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același prescoa noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos. Dumnezească lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă face spărtași firii dumnezeiești după ce a fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, Umblă cu ochii închiși și-a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin. Vă invit să luați loc și să vă rugați ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin. M-am bucurat să văd copilașii aceștia frumoși, Domnul să-i binecuvinteze pe toți, să cânte toți cu bucurie, așa cum cânta și Cosmin și alții. Și m-am bucurat să văd și tineri, dar m-am întrebat eu, dar unde au fost dimineață? Unde ați fost dimineață, voinicilor? Ați dormit bine? Da, Vedeți, e sincer, au dormit bine dimineața. Dar n-ar fi trebuit să dormiți, că era duminică și trebuia să fiți la biserică. Cum s-a făcut asta? Ei, părinții au fost mai îngăduitori, au zis că e vacanță. M-am gândit, în unele biserici cam așa se întâmplă, cei mai mulți vin dimineața, și mai, după masă mai puțin, că după masă este și posibilitatea să ieși la un picnic, să faci un grătar, să... așa, tot felul. Dar sunt biserici și văd că la voi e la fel, unde vin mai mulți după masă. Dimineața îți pare că e mai greu cu somnul. Și atunci vin mai mulți după masă. Mi-am adus aminte când Dumnezeu a cercetat inima mea, vă spuneam și de dimineață, când Dumnezeu s-a îndurat de mine și mi-a mântuit sufletul, a fost o luptă între mine și Dumnezeu cam de un an de zile. N-am vrut să mă duc la biserică, pur și simplu. Dumnezeu îmi spunea în fiecare duminică dimineața, du-te la biserică. Și eu ziceam, da, dar da, duminica viitoare. Cam un an de zile. Vă dați seama câtă răbdare a avut Dumnezeu cu mine. După ce m-am dus, sau în ziua când m-am dus, era o zi de botez, poate v-am mai spus, atunci Dumnezeu mi-a mântuit sufletul. În trei ceasuri Dumnezeu m-a născut din nou, slăvit să-i fie numele. M-am dus acasă o făptură nouă. Dacă până atunci nu un an de zile n-am vrut să mă duc la biserică, că aveam 33 de ani. Deci n-am vrut să mă duc la biserică, nu-mi plăcea biserica, nu mă interesa biserica. Tata asculta pe Europa Liberă, atunci în vremea comunismului nu erau casete, predici, cărți, radio creștin, Și tata asculta pe Europa Liberă, pe Europa Liberă se transmiteau Știți cum era, cei care sunteți mai în vârstă, poate că ați ascultat. Se transmiteau din Occident programe creștine pentru, comuni... Pentru creștinii din regimul comunist din România, ca să aibă și ei să asculte ceva. Dar era greu să asculți. Comuniștii bruiau postul ăsta de radio, se auzea greu, tot timpul tata trebuia să stea acolo cu mâna pe, pe, butonul ăla de la scală ca să nu iasă din radio și se dădeau predici și se dădeau și cântări mă enerva la culme. Mă enerva la culme. Erau acolo cântări creștine. Nu le puteam suporta. Odată știți ce am făcut? I-am stricat radio la tata. Am umblat acolo în spate, am rupt niște sârme, ca să nu se mai... Că nu puteam să suport să aud cântări creștine și predici creștine. Când Dumnezeu mi-a mântuit sufletul, am intrat în adunare un om și m-am dus acasă alt om toate lucrurile s-au schimbat. Eu înțeleg ce zice Pavel. Iată, toate lucrurile s-au făcut noi. Abia așteptam să mă duc la adunare. Alergam la adunare ca un îndrăgostit, că știu cum e și să fii îndrăgostit, că m-am îndrăgostit de nevastă mea și după aceea ne-am și căsătorit. Alergam la adunare ca un îndrăgostit care se întâlnește cu iubita lui. Nu, nici nu puteam să-mi imaginez să fie frații la adunare. Și o să lipsesc. Și după vreme ziceam, dar de ce ne adunăm numai de atâtea ori? De ce nu ne adunăm mai des? Lor li se părea normal. El, ei erau obișnuiți. Mi-aduc aminte că era un frate, era printre cei mai în vârstă din adunare. El tot timpul era cu ochii pe ceas. Tot timpul era cu ochii la ceas. Dacă îndrăznea cineva de la slujire să treacă de 12, duminica la miez de exemplu, să treacă cu un minut peste 12, apoi să te ții bine. Fratele ăla îl beștelea bine, se ducea la el, de ce nu a terminat la 12? Mă gândeam cum ar fi să stăm mai mult, să ne întâlnim mai des. Era o dragoste de biserică, era o dragoste de frați. Aș fi vrut peste săptămână, dar nu era interes să ne întâlnim și peste săptămână. Ne întâlneam într-o zi, aș fi vrut mai mult, în părtășii, în case, nu era interes. Lor se părea că e normal așa, e bine așa. Știți, zicea cineva, adevărata biserică nu e aia care e duminica dimineața. Adevărata biserică e cea care e peste săptămână la rugăciune. Dacă omul ăsta are dreptate, e jale. E jale dacă omul ăsta a spus adevăr. Pentru că peste săptămână la rugăciune, cam 10% din popor e acolo. Și atunci, dacă aia e biserica, e jale. Eu n-am zis asta, el a zis-o. Eu doar mă gândesc la lucrul acesta. Dar știu de ce, ce pasiune a pus Dumnezeu pentru mine, în inimă pentru biserică, pentru fras, pentru surori, pentru părtășie. Și poate că v-am mai spus asta, soția mi-a zis, după o vreme că ea s-a întors, v-am spus după mai mulți ani, știi ce? Pocăiții tăi să-ți facă un pat acolo la biserică. Că așa toată ziua ești acolo, mai mult ești acolo decât acasă. Un pat să-ți facă pocăiții tăi. M-am bucurat din toată inima. Pentru că, da, iubeam pe frații mei. Știți, este o cântare a fratelui Nicolae Moldoveanu. Cred că el a compus-o. Vreau să iubesc pe frații mei. Dar așa de mult vreau să iubesc pe frații mei, încât nici nu vreau să mă întâlnesc cu ei. Ei se adună la rugăciune, ei se adună la biserică, da, eu nu vreau să mă întâlnesc cu ei, dar iubesc. Știți? După ce Dumnezeu v-a mai spus, a făcut lucrarea aceea de trezire în adunarea unde eu am intrat, totuși nu era destul și era o căutare în inimile unora, erau căutare după mai mult și Dumnezeu a făcut o lucrare de trezire minunată acolo în urmă cu aproape 25 de ani. Și ce s-a schimbat? Dar nu pentru toți, pentru unii. Așa cum zicea fratele preiubit, dorința de părtășie și dorința de rugăciune. Nu era greu să ne adunăm în fiecare la seară la rugăciune. Nu era greu să stăm până pe la 12.1 noaptea la rugăciune. Nu era greu. Nu că nu era greu. Abia așteptam. Era o desfătare. Și ce e interesant? Biserica s-a împărțit în două. Adunarea s-a împărțit în două. Jumătate ziceau ce vă trebuie. Dar nu e destul? Dar nu-i bine așa cum am fost noi? Și cealaltă jumătate ziceau, nu, nu-i destul. Nu-i bine, noi vrem mai mult, vrem să ne rugăm mai mult, vrem să fim părtășie mai mult, nu-i destul. Jumătate ziceau, nu vă înțelegem. Cealaltă jumătate ziceau, vrem mai mult, ne dorim mai mult. Nu era greu să venim, să stăm, cum am zis, până pe la 12.01 noaptea la rugăciune. Abia așteptam să ne ducem. Spune Sfântul Apostol Petru, în cuvântul pe care l-am citit, harul și pacea să vă fie înmulțite. V-ați gândit vreodată că harul și pacea sunt, dacă vreți, niște cantități, cantități spirituale care pot fi înmulțite? Nu-i doar că ai primit, ci poate să fie mai mult. Nu doar că odată ți s-a dat o cantitate, ci cantitatea aceea poate să crească, să se înmulțească. Spunei unui om din lume care câștigă un milion de euro pe lună. Spunei, dacă faci cu tare lucru și în putința ta să faci, luna viitoare vei câștiga două milioane de euro. Și ce va zice omul acesta? Nu mă interesează, nu? Oh da, spune ce să fac spune ce să fac să câștig 2 milioane de euro. Vreau să câștig 2 milioane de euro. Am auzit că un mare bogat spune așa, niciodată nu ți ajunge, oricât de bogat ar fi un om, se gândește la un dolar în plus. Să fie un plus, niciodată nu pe minus, lucrurile să crească. Așa gândesc cei din lume când vorbesc despre lucrurile materiale. Să meargă în sus, nici de cum să scadă. Dacă cumva scad rezervele pe care le avem, intrăm în panică. Opa, nu mai avem atâta pus deoparte. Nu mai e rezerva așa cum ar trebui să fie. Ce facem? Ce facem să crească rezerva? Ce facem să crească contul în bancă? Ce facem să se înmulțească avuția? Ce facem? Așa, se gând așa gândesc oamenii din lume. Oamenii duhovnicești gândesc în aceiași termeni. Numai că vorbesc despre lucrurile duhovnicești. Vorbesc despre lucrurile spirituale și omul duhovnicesc se gândește și se gândește la modul cel mai serios și prioritar ce să facă să-i se înmulțească harul și pacea, averea aceasta spirituală. Ce faci ca să se înmulțească? Vorbim despre har și e adevărat, când vorbim despre har, termenul acesta este foarte, foarte vast. Nu-l putem nu putem să să-l descriem în câteva cuvinte. Harul e o noțiune complexă și vastă. Dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu arătată față de noi. Dar noi ne limităm la când vorbim despre har, fiți atenți, dacă nu e așa să îmi spuneți, în general noi ne limităm la a spune că har este că Dumnezeu ne-a dat în dar mântuirea prin Domnul Isus Hristos fără ca noi să facem nimic decât am crezut. Și lucrul acesta este adevărat. Este adevărat că Dumnezeu ne-a dat mântuirea, adică am primit un har, un dar nemeritat din partea lui Dumnezeu, fără ca noi să facem ceva. Nu mai am crezut. Ne-am văzut starea, ne-am văzut mizeria din viața noastră. Sper că cei ce veniți să faceți botez duminica viitoare, v-ați văzut mizeria din viața voastră și nevoia de un mântuitor, de un salvator. Chiar dacă ați crescut în adunare, dacă ați fost copii aduși ca și ăștia mici, la adunare, nu numai duminica după masa, și duminica dimineața. Dacă i-ați adus la biserică și au crescut în biserică și n-au umblat cum am umblat eu, prin tot felul de mlaștii ale păcatului și de mizerii ale păcatului, orice om, chiar dacă a fost crescut în biserică, trebuie să-și vadă mizeria și păcatul din viața lui, lucru care l-a ofensat pe Dumnezeu și care l-a făcut vrednic de iad, și de pedeapsa veșnică. Și atunci dacă un om își vede mizeria și nevrednicia, vine la Dumnezeu și zice, iartă-mă, n-am niciun merit, dar a făcut Hristos totul pentru mine, primește-mă numele lui Hristos. Ăsta e har, ăsta e har. Slovi să fie Dumnezeu pentru așa ceva, că dacă nu era așa ceva, toți eram niște nenorociți care ne perpeleam veșnic în iad. Dumnezeu ne-a întins mâna prin Hristos, ăsta e har. Dar harul nu-i doar atât, Harul nu-i doar atât și nu se limitează la atât. Spun Scripturile Sfinte, mulțumim lui Dumnezeu că ni le-a dat și facă Dumnezeu să le iubim, Amen. să le prețuim, să le cinstim, să le citim, să le împlinim și să le spunem și altora. Spune Scriptura Sfântă cel neprihănit, care a primit har crezând în Hristos și în felul acesta a fost declarat drept înaintea lui Dumnezeu, cel neprihănit va trăi prin credință. V-ați întrebat vreodată de ce Dumnezeu zice că cel care a fost mântuit și a fost salvat, prin credință mai are nevoie de credință. De ce mai are nevoie de credință dacă a fost mântuit prin credință? Pentru că credința odată trebuie să rămână până la sfârșit, spune Eclesiastul că e mai bun sfârșitul unui om decât începutul lui, de deci sfârșitul credinței e foarte important și unii s-au abătut de pe cale și au căzut, aveau nevoie de har și nu l-au avut, nu l-au avut în moment, au primit un har inițial, dar unii n-au avut har ca să poată merge până la capăt și au căzut. Avem nevoie de har pentru ca să putem merge pe calea aceasta a credinței, să rămânem în credință, înaintea noastră stau niște provocări teribile. În vremurile care vin stau niște provocări teribile în ceea ce preveri... În ceea ce privește ecumenismul și religia asta mondială care deja se pregătește de zeci de ani și mulți, mulți dintre creștinii evanghelici care n-au lumină și n-au discernământ pentru că n-au har din partea lui Dumnezeu se vor alia acestei mișcări ecumenice și religii mondiale lepădându-se în felul acesta de Hristos. Stau înaintea noastră niște provocări teribile la care nu le putem face față numai dacă harul ni se înmulțește. Harul lui Dumnezeu se înmulțește. Avem nevoie de har, adică de dragostea lui Dumnezeu și descoperirea lui Dumnezeu și purtarea lui Dumnezeu de grijă, ca să știm cum să gestionăm fiecare aspect al vieții noastre și provocările care ne vor sta și ne stau înainte în vremurile care vin. Cel neprihănit va trăi prin credință. Asta înseamnă că cel care a, prin credință a intrat în starea de har și este copil al lui Dumnezeu, are nevoie de credință în fiecare zi, are nevoie de har în fiecare zi, ca să-și poată duce alergarea până la capăt. Dacă ați fost atenți, Sfântul Apostol Pavel, mulțumim lui Dumnezeu pentru el și pentru exemplul lui, spunea, dacă veți face așa, nu veți aluneca niciodată, și vi se va da intrare de plină în împărăția lui Dumnezeu. Înseamnă că, și scria Apostolul Petru, unor creștini care au primit har inițial, dar înseamnă că acești creștini vor fi foarte provocați și până la final vor avea nevoie ca harul și pacea să li se înmulțească. Nu le băgăm în Seif. Nu facem un depozit din ele, le punem acolo în bancă. Le adunăm în noi, în fiecare zi. Trebuie să adunăm aceast, acest, această cantitate de har și pacea lui Dumnezeu trebuie să se înmulțească în dreptul nostru. Cu cât provocările sunt mai mari, cu cât încercările sunt mai mari, cu atât este nevoie mai mult de har și de pace din partea lui Dumnezeu. Vedeți? Vorbim despre har și vorbim despre pace. Ce ni s-a întâmplat în momentul în care l-am cunoscut pe Hristos? Am avut această întâlnire reală cu El despre care vorbeam inițial și Dumnezeu ne-a mântuit sufletele. Ce vi s-a întâmplat vouă? Eu știu ce mi s-a întâmplat mie. Și ce am primit în momentul acela? Pace. Pace. V-am mai spus, prima mea rugăciune a fost, prima mea rugăciune adevărată a fost la vârsta de 33 de ani, atunci când Dumnezeu mă cerceta, și când la un moment dat am înțeles că sunt păcătos. Și atunci prima mea rugăciune adevărată a fost aceasta. Am strigat, nu cu vocea, dar din inima mea a fost cel mai puternic strigăt de disperare pe care eu l-am avut până atunci. Și știți care a fost acesta? Am zis, Dumnezeule, nu mă lăsa să mor. Pentru că, pentru că dacă mor, mă duc în Iad. Asta a fost prima mea rugăciune adevărată. Am strigat cum n-am strigat niciodată, disperat. Am știut că dacă mor atunci, iadul este locul meu veșnic. Și am zis, Dumnezeule, nu mă lăsa să mor, că dacă mor mă duc în iad. Și la strigătul acesta, Dumnezeu a zis, bine, dar du-te la biserică. Și s-au întâmplat toate celelalte despre care v-am vorbit. Știți ce s-a întâmplat în viața mea, în momentul în care m-am dus la Biserică, am crezut în Hristos, mi-a mărturisit păcatul și Dumnezeu mi-a mântuit Sufletul? Știți ce s-a întâmplat? Imediat m-am dus acasă zburând. Am primit pace. Fără să-mi spună nimeni în Biserică, fără să vină vreun om să-mi vorbească, am știut din momentul acela că nu mă mai duc în Iad. Am știut că destinul meu veșnic este altul. Și inima mea, ființa mea, a fost umplută de pace. A fost umplută de pace. Vedeți, inițial trebuie să se întâmple lucrul acesta. Autorul epistolei către Evrei vorbește despre pacea pe care o primim și Pavel și pace, pacea pe care o dă Hristos, nu cum o dă lumea, o dă într-un mod deosebit. Pacea că ne mântuiește Sufletul. Dar dacă am primit această pace inițial, în viața de credință sunt multe momente sau apar multe situații în care, dacă nu ești atent, pacea se pierde. Vin îngrijorările. Spune, spune Apostolul, nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile aduceți-le înaintea lui Dumnezeu. Cu rugăciuni, cereri și cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu va stăpâni asupra sufletelor voastre. Pacea se poate duce. Să nu spui că nu ți-ai pierdut-o niciodată. Pacea se poate duce. Ne îngrijorăm, ne mâniem. Avem tot felul de reacții, în funcție de situațiile care se întâmplă în viețile noastre și pacea se poate duce, dar nu trebuie să se ducă. Petru zice, harul și pacea să vă fie înmulțite. Trebuie să se înmulțească, dragii mei. Trebuie ca acestea să crească. Suntem confruntați în multe feluri își pierde o, mamă, o, o, soție, își pierde soțul. Și nu la 80 de ani, deși și atunci m-am întâlnit dimineață când am venit cu un frate prea iubit, nu știu dacă e aici, venea cu bastonul, nu e acum aici. Pe el îl înțelegem, pe el îl înțelegem, pe alții nu. Bătrân cu bastonul vine greu la adunare. Și spunea, mi-am pierdut soția în urmă cu șapte ani. O, ce grea e singurătatea, ce greu e să fii singur. Vedeți? Și la 70 de ani, și la 80 de ani, dacă îți pierzi soțul sau soția, nu e ușor. Da, să o pierzi când ești tânăr. Da, o mamă să moară și să rămână 5, 6, 10 copii și ei să fie singuri. Și să rămână un sos tânăr. Ce se întâmplă în momentele acelea? Da, să auzi că vine cancer în viața cuiva din familia ta, cel mai iubit și cel mai aproape. Ce se întâmplă în momentele acelea? Cum reacționezi atunci? așa e că e nevoie de har și pace, o supradoză, o doză mai mare, XXL, e nevoie de mai mult. În momentele acelea e nevoie de mai mult. O, când totul ne merge bine, suntem bine, zice, zicea uh, David. Când mergea bine, ce spuneam? Nu mă voi clătina niciodată, dar ți-ai ascuns fața. Ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Își ascunde Dumnezeu fața. Ai nevoie atunci de har? Ai nevoie atunci de pace? O doză mai mare? Da, ai nevoie. Dumnezeu zice, bun, eu ți l-am dat inițial. Dacă vrei mai mult har, dacă vrei mai multă pace, depinde de tine. Zice Dumnezeu cu alte cuvinte, atât îți dau câtă vrei tu. Atâta har vrea Dumnezeu să-ți dea cât vrei tu. Atâta vrea Dumnezeu să ne bage în sac har și pace, să nu mai putem duce. El e gata să ni le dea. Dar dacă vrem și noi de data aceasta. De data aceasta nu ni le mai dă gratuit, ca și la început. De data aceasta, noi zicem, har, harul e ceva gratuit. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. La început e gratuit. La început nu facem nimic pentru el. Dar după aceea ne costă, dacă vreți, totul. Sau truda noastră aduce, în schimb, har și pace. Așa zice Petru. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri, ele nu vă vor lăsa să fiți. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta și toate celelalte. Dați-vă și voi toate silințele. Dragii mei, dacă nu-i har ajuns în fiecare situație și dacă nu-i pace ajuns, înseamnă că noi am fost deficitari aici și Dumnezeu ne-a putut să ni le dea. El ar fi vrut, dar n-a avut cui să-i dea. N-a avut cui să-i dea. Sau, altfel spus, Dumnezeu stă așa, cu, cu mâinile întinse, în, în mâinile lui sunt darurile binecuvântate, harul și pacea și zice, aștept să le dau, dar nu știu cui. Nu știu cui, că nu văd niciunul să le caute. Nu văd niciunul să le dorească cu toată inima, cu toată ființa, cu toată puterea. Eu le-aș da. Eu le-aș da. Dar cine le caută? Cine le dorește? Ca să uniți, toți spunem că avem credință și mulțumim pentru credința aceea mântuitoare pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Dar zice să uniți cu credința voastră fapta, să uniți cu credința voastră fapta, adică să faceți ceva. Acum ce înțelegem prin asta? Multe lucruri se pot înțelege prin unirea faptei cu credința. Ce înțelegem să facem? Să mergem să, dăm, să ajutăm un, bol, un om sărac să ajutăm un bolnav, să îngrijim pe cineva, să facem caritate. Da, sunt fapte și Dumnezeu să ne ajute să le putem face. Le facem din dragoste, fără să așteptăm niciun, nicio răsplată în schimb. Dar v-ați gândit vreodată că în această faptă ține și lucruri despre care am vorbit mai înainte. De exemplu, să unesc cu credința mea fapta. Și fapta este să mă duc pur și simplu la biserică când frații se adună. Asta e o faptă. Să fiu în părtășie când frații se adună. Fac ceva. Îmi organizez timpul în așa, ce, în, în așa fel încât să pot să fiu acolo să nu lipsesc niciodată. Dați-vă silințele, zice. Să faceți aceasta. Mi-aduc aminte când eram copil, eu am crescut în biserică, dar am fost un fiu risipitor. Am crescut în biserica baptistă. Părinții mei au fost baptiști, bunicii mei au fost baptiști. Și mi-aduc aminte. Am crescut la țară până la 14 ani când am plecat la oraș. Mi-aduc aminte de oamenii din vremea aceea. Erau țărani. Aproape toți erau țărani. Mai lucra câte unul pe la oraș. Dar majoritatea erau țărani. Și muncă multă. Și nu era ușoară. Nu aveau tractoare ca și astăzi. Le-a luat, ce le luat cu tot ce au avut pământ, utilaje și i-a pus la muncă. Munceau din greu, cu sapa, cu coasa. Munceau din greu, mergeau la câmp. Însă știți un lucru? Nu exista peste săptămână să fie adunare de rugăciune și ei să se uite la lucru. Știau că în ziua aceea frații se adună la rugăciune. Veneau de pe câmp, transpirați uneori, își aruncau uneltele peste poartă, în curte nici nu intrau în casă să se spele și se duceau la rugăciune. Că frații se adunau la rugăciune. Nu puteau să lipsească. Mi-aduc aminte și acum mă trec fiorii. Nu mai e așa. Acum nu mai e așa. Mi-aduc aminte, mergeau și lucrau în câmp. Și pentru că erau frați și se iubeau unii pe alții și se ajutau unii pe alții. Și ziceau, mergem la tine și terminăm postata ta și după aceea mergem la mine și după aceea mergem și la celălalt și lucrau toți împreună. Și lucrând toți împreună acolo în câmp, săpau sau coseau sau adunau fânul sau orice făceau. Știți ce făceau în timp ce lucrau? Cântau cântau de răsuna câmpul. Pocăiții făceau evangelizare în timp ce munceau, că mai erau și alți oameni acolo la lucru. Mai erau și alți oameni acolo la lucru. Ei făceau evangelizare în timp ce munceau, cântau de răsuna câmpul. Uniți cu credința voastră fapta. Ce fapte mari să fac? Ce fapte care să-L impresioneze pe Dumnezeu să fac? Dacă nici măcar atâta nu fac, încât nu mă duc la părtășie când frații mei se adună împreună. Dar dacă nu fac măcar atât și nu-i suficient, că trebuie mai mult, dacă nu fac, că după aceea trebuie să mă implic în lucrare, nu doar mă duc la biserică, nu sunt doar un consumator, după aceea încep să fiu, primesc de la biserică, prim biserică primesc învățătură, primesc cunoștință, primesc har, un har care mi se înmulțește și apoi mă duc și lucrez pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui, fac ceva. Fie că mă rog, sunt om al rugăciunii și mă dăruiesc și mă dedic în rugăciune. Fratele spunea despre George Mueller. Nu doar George Mueller, o om al lui Dumnezeu care a făcut lucrări pentru Dumnezeu, a fost un om al rugăciunii, dărui și dedicat. Noi avem aici în România, dacă ați auzit în vremea lui Ceaușescu, trezirea în Biserica Baptistă din Oradea, Liviu Olah, un om al rugăciunii, se ruga 5-6 ore pe zi și asta de când era copilaș. De când era copilaș? se ruga câte 5-6 ore pe zi, uniți cu credința voastră fapta. Rugăciunea e o faptă. Ascultarea de Dumnezeu în felul acesta e o faptă, fac ceva. Dacă vreau ca harul să mi se înmulțească, nu pot altfel. Nu pot altfel. Dar mă întorc la și la ceea ce spuneam dimineață. Apostolul Petru, în versetul 2, a scris așa, Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos. Iar spun, ca să nu ne încurcăm, Pavel, Petru scria unor creștini. Petru nu scria unor păgâni care n-au auzit niciodată despre Isus Hristos. Petru scria unor creștini care au crezut în Hristos. Și zice, voi care ați crezut în Hristos, acum dacă vreți ca harul și pacea să vi se înmulțească, trebuie să-L cunoașteți pe Dumnezeu și să-L cunoașteți pe Domnul Isus Hristos. Înțelegeți că e vorba despre niște oameni care deja au auzit, deja au crezut în Domnul Isus Hristos, care deja erau mântuiți. Nu erau niște oameni din punctul acesta de vedere ignoranți, nu știau ce e credința, știau ce e credința. Și la aceștia le scrie Apostolul Petru, Credincioșilor le scrie Apostolul Petru, și cuvântul acesta este, ni se adresează nouă. Harul și pacea ni se înmulțesc prin cunoașterea lui Dumnezeu, prin cunoașterea Domnului nostru, Isus Hristos. Și la cunoașterea aceasta, mai deosebită, mai profundă, mai adâncă a Lui, nu putem ajunge numai dacă ne dăm acum și noi toate silințele. Înțelegem? Din pricina aceasta este atâta lipsă de cunoaștere, și din pricina aceasta este atâta neputință și atâta slăbiciune, pentru că poporul nu și-a dat silințele ca să cunoască mai mult, considerând că cunoaște. Atunci când vorbim despre Dumnezeu, despre cine este Dumnezeu, când vorbim despre jertfa lui Hristos, noi, noi zgriem numai la suprafață, numai coaja adevărului. Dar dacă vrem să cunoaștem, trebuie să lucrăm ca să putem intra în profunzimea acestor adevăruri dumnezeiești, care sunt adânci și Dumnezeu nu le descoperă mai mult decât celor ce își dau silința, decât celor ce se luptă pentru aceasta. Lumea aceasta, diavolul, satana, face tot ce poate ca să ne oprească din această căutare, ca să ne spună, dai destul, da' tu ai cunoscut, da' tu mergi la biserică, da' tu ești creștin, ce-ți mai trebuie? Ce-ți mai trebuie? Și reușește de cele mai multe ori, punând în fața noastră tot felul de lucruri, tot felul de alte activități, să nu mai fie preocuparea noastră numărul unu, Dumnezeu și cunoașterea lui, ci alte lucruri. Am fost într-o adunare aici în Europa, într-un oraș mare din Europa, cândva creștinii acolo erau majoritari. Acum au ajuns minoritari și credința creștină e la pământ, de-aia spuneam dimineață că Dumnezeu va pedepsi, cu siguranță va pedepsi, pentru că popoarele care au fost binecuvântate de Dumnezeu i-au întors spatele. Și m-am dus în adunare, o adunare mare de frați români. Și când am văzut cum vin la biserică, cu ce mașini vin, am stat mai mult o perioadă acolo, m-am dus în casele lor, Mă invitau după aceea să mergem împreună, să mergem să mâncăm undeva seara și... Na. Și când am văzut câte binecuvântări pământești aveau, m-am speriat de-a dreptul. Și am spus într-o zi fratelui păstor, am stat de vorbă, un frate bun, îl iubesc. Zic, frate, eu știu, mulți dintre cei care au venit aici, au venit că au fost săraci, în România le era greu, și au venit și ați venit aici ca să aveți o viață mai bună și slăviți să fie Dumnezeu că o aveți și o aveți din belșug. de am zis, v-ați gândit vreodată cum o să faceți față și cum o să rezistați la atâtea binecuvântări materiale? Fratele s-a uitat la mine, uimit de întrebarea pe care i-am pus-o și a zis, ce vrei să zici? Păi zic, exact ce am zis, zic încă o dată. V-ați gândit vreodată cum o să faceți față și o să rezistați la atâtea binecuvântări pământești? Și fratele care e un om înțelept, a înțeles, a pus capul jos și a zis, frate, niciodată nu m-am gândit la asta. Niciodată nu m-am gândit că binecuvântările materiale pot fi un pericol. Dar sunt. Sunt. Și dacă nu ne fac să mergem să ne prostim prin baruri, și prin birturi, și pe la femei, sunt un pericol pentru că inima se alipește de ele. Inima se alipește de ele și începe să le caute, începe să le dorească, începe să tânjească după ele, începe să se gândească la ele și, cum am zis mai înainte, cum să le înmulțim, cum să facem, tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult. Și uităm de avertismentul da de Sfântul Apostol Ioan, care spunea, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea și sau lucrurile din lume, dragostea Tatălui nu în el. nu în el. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu. Însă cunoașterea aceasta, dorința de cunoaștere a lui Dumnezeu, se poate risipi ca și aburii dacă avem alte interese și avem alte căutări în viața noastră, e un afront adus lui Dumnezeu de către noi, credincioșii, dacă după ce Dumnezeu ne mântuiește sufletul și ne scoate din mizeria și din cloaca în care am fost, după aceea e un afront adus lui Dumnezeu, noi căutăm alte lucruri și nu-l căutăm pe El cu prioritate, nu-l căutăm pe El cu insistență. Nu ne punem mintea, energia, eforturile să au vorbit să ne rugăm și ne-am rugat pentru tineri care au examene. Dumnezeu să-i ajute, să le dea biruință, să le dea izbândă. Dar așa cum fratele păstor spunea și bine spunea, căutarea de Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu e mai importantă decât orice examen să ai luat pe pământul acesta. Dacă vrei să ajungi, ce vrei tu să te faci? Unde vrei să dai? Toată lumea vrea calculatoare astăzi. Toți vrem să știm bine la calculatoare. Domnul să-ți ajute, să-ți dea izbândă și să te păzească de capcanele calculatorului. Vrea cineva să se facă medic, da? Vrea cineva să se facă medic. Că acum zicem că nu e neapărat cea mai grea sau se ajunge cel mai greu să fii medic. Da. E o muncă mai multă. Îi trebuie până la vreo aproape de 30 de ani face școală aproape până la 30 de ani face școală, da? Că vrea să fie medic. Și după ce se termină școala și îi se dă diploma de medic, avem un frate la Zaleu care e rezident, da? E rezident. Mai face încă școală. Au terminat facultatea și mai face școală cu alți medici acum. Îl învață practic cum să lucreze. Și după ce o să termine rezidența, ajunge că o și început mai târziu, că a fost brânză bună în burduf de câine, adică avea o capacitate deosebită de folenești, și mai s-a tot îi zicea, mă, du-te mă și fă o școală, că tu ești capabil și foarte capabil. Până la urmă s-a dus, dar s-a mai târziu. Ajunge la 40 de ani și tot învață să fie medic. Și după ce ajunge acolo și gata, ai terminat și rezidențiatul, ai terminat cu școala. N-ai terminat. Vedeți mai ales astăzi. Cursul cu tare, peste două luni la alt curs, peste trei luni te duci la alt curs și mereu învață. Pentru că vrea să fie medic, da? Vrea să cunoască tainele medicinii, dacă să-l cunoști pe Dumnezeu. Se gata odată. Se termină odată pe pământul acesta. Nu se termină. Nu se termină niciodată. Nu se termină niciodată. Dacă vrem cu adevărat, tânărul acela sau tânăra aceea care vrea să, facă, să se facă medic va depune niște eforturi extraordinare. Mai de mult când oamenii nu aveau bani cât aveau cum au astăzi, ca să zicim părinții și relativ le este ușor, numai că ei trebuie să învețe, dar mai de mult nici măcar nu-i țineau părinții. Se duceau copiii deștepți foc, că aveau mințile limpe și curate de la țară. Știți că în perioada interbelică toți mari oamenii al lui Dumnezeu din România au fost oameni care au provenit de la țară. De la țară, țăran, din fii, din fii de țăran. Știți de ce? Pentru că au crescut cu mintea limpede. Au crescut cu mintea sănătoasă și pe fondul acesta a sănătății mentale era ușor să învețe. Acum au, sunt cu mintea stricată. Și acum, mă rog, dar asta e, e un alt aspect. Cineva vrea să ajungă, tre să ajungă medic, trebuie să depună un efort considerabil. A, asta vreau să zic. Se duceau de la țară ca să ajungă oameni mari și nici măcar părinții nu aveau cu ce să-i întrețină. Nu mâncau, zile întregi nu mâncau. Le era frig iarna când că aveau căldură unde stăteau prin chirii. Deci niște condiții foarte grele mai de mult. citiți. Cum au crescut și cum au ajuns mari oamenii din România în perioada interbelică. Foarte greu le era să se țină la școală. Făceau un efort ca să fie cineva. Dar dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, fără niciun efort, nici măcar pentru efortul de a mă duce la biserică, la părtășea cu frații, nu se poate. Dragii mei, nu se poate. n -ai cum. Ai eșuat din capul locului. Și va veni vremea când vei avea nevoie de har. Va veni vremea când vei avea nevoie de pace. Vei striga și nu le vei avea. Pentru că ele trebuiau să fie în sac, în traistă, până atunci. Spuneam dimineață, americanul e mulțumit dacă îi umpli buzunarul, portofelul, contul în bancă. Noi trebuie să fim mulțumiți cu buzunarul plin, cu traista plină, cu contul plin de har și de pace. Le adunăm dinainte. Fiecare crede, atunci o să mă rog lui Dumnezeu. Uită de asta. Uită de asta. Dumnezeu nu o să te audă. Pentru că o viață întreagă ai fost nepăsător să aduni har și să aduni pace. Și atunci poți striga, Putem striga că e prea târziu. Dați-vă și voi toate silințele. Dați-vă și voi toate silințele. Știți, Profetul Daniel, în cartea Profetului Daniel, se vorbește despre, Dumnezeu i arată lui Daniel situația și din vremea aceea, dar și în vremurile de pe urmă, vremuri grele care vor fi. Și, la un moment dat, în Daniel capitolul 11, la versetul 32, vorbindu-i Dumnezeului Daniel despre vremurile grele care vor veni, spune așa, dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari sprăvi. Vin vremuri grele și vin vremuri foarte grele. La ce ne gândim noi? În vremurile grele și foarte grele care vin, de obicei ne gândim cum să scăpăm și cum să ieșim bine din situațiile acestea dificile care vor fi. Dar, dragii mei, noi trebuie să îndrăznim mai mult decât atât. Noi nu trebuie să ne gândim doar cum o să scăpăm noi, să nu ne lepădăm de credință, să nu... Deși trebuie să ne gândim la lucrul acesta. Noi trebuie să ne gândim mai mult, dacă suntem oameni cu adevărat duhovnicești, preocupați de Dumnezeu, de împărăția Lui, de binele oamenilor. Vedeți că Petru zicea la final, dragostea de frați și iubirea de semeni. Dacă ne pasă, noi trebuie să ne gândim, Doamne, în vremurile din urmă, vreau un lucru. Vreau să rămân în picioare, să nu mă lepăd de tine, dar în vremurile acelea din urmă, vreau să fac isprăf pentru tine. Vreau să fiu eficient pentru tine. Vreau să fiu eficace pentru tine. Pentru că în vremurile grele care vor veni, oamenii vor fi mai dispuși să audă cuvântul, să audă despre Dumnezeu de decât sunt astăzi. Astăzi toate le merg bine. Zicea un frate, îmi spunea din Germania, cu care mai am și îmi spunea, i-am zis la un coleg de-al meu de muncă, la un neamț, despre Dumnezeu. Și au venit asta și mi-au zis, lasă-mă în pace cu Dumnezeu. Ce Dumnezeu? Ce știi cine e Dumnezeu? uite te Ăsta e Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeu. Mâinile astea două. Ce fac cu ele, asta am. Oamenii nu îl caută pe Dumnezeu, nu sunt interesați de Dumnezeu. Dumnezeul lor e să aibă lucruri materiale. Dar când va veni încercarea, când vor veni vremurile grele, inima omului e mai sensibilă. Cine va sta atunci în picioare să le spun acestor oameni despre Dumnezeu? Vor rămâne tari, adică nu vor pierde credința și vor face mari sprăvi pentru Dumnezeu. Știți că vremurile grele sunt întotdeauna o posibilitate pentru creștini să-L proslăvească pe Dumnezeu mai altfel decât Dumnezeu era proslăvit până atunci? Ne dorim noi lucrul acesta? Dacă vor veni și vor veni, să putem să facem mari sprăvi pentru Dumnezeu, dar asta înseamnă să îl cunoaștem pe Dumnezeu. Asta înseamnă să-L cunoaștem, nu atunci, dragii mei, nu atunci, până atunci, astăzi, acum, adun în vreme bună. Știți cum a fost cu Iosif când a ajuns în Egipt și Dumnezeu a dat acel vis lui Faraon. Șapte ani de foamete, șapte ani de belșug și șapte ani de foamete. Ce trebuia să facă? În șapte ani de belșug trebuia să adune pentru anii de foamete care vor urma. Dacă n-ar fi făcut aceasta, ar fi murit cu toții. Dar au adunat, Dumnezeu i-a dat înțelepciune lui Iosif. Exact în situația aceasta suntem și noi. E vreme de belșug, e vreme de har. Putem aduna, nu ne oprește nimeni. Nu ne oprește nimeni să mergem la rugăciune, nu ne oprește nimeni să venim la biserică, nu ne oprește nimeni să mergem pe stradă și să mărturisim Evanghelia. Nu ne oprește nimeni, e belșug. Dar dacă în vreme de belșug nu adunăm, când va veni vremea de secetă și de foamete, vom vrea degeaba. Vom vrea degeaba. Harul și pacea se înmulțesc, se adună înainte să vină vremurile acestea. Acum este vremea să le adunăm. Prin cum? Prin cunoașterea lui Dumnezeu. Prin cunoașterea lui Dumnezeu. Și ca să vă conving dacă nu v-am convins până acum, că acest har și pace se înmulțesc, și că cunoașterea lui Dumnezeu este o cunoaștere inițială și o cunoaștere progresivă. Mă duc din nou la textul, textul pe care l-am citit din 2 Pentru primul capitol. Și spune așa. La versetul 8. căci dacă aveți. Din belșug, aceste lucruri în voi. Ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, vedeți? Un aspect. Lenea. Lenea spirituală. Vedeți aspectul acesta? Sunteți aici oameni binecuvântați de Dumnezeu din punct de vedere material. Mai mult, unii mai puțin, dar toți sunteți binecuvântați. Cine adună? Din cele pământești? Cine adună din cele pământești? Omul harnic. Omul care muncește. Adună din cele pământești. Acum nu vorbim despre cei care fură țara asta și fac mari bogății. Aia e treaba lor. Nu ne interesează. Dumnezeu să se îndure de ei și să se lumineze. Dar vorbim la modul sănătos de gândire al unui om. Omul harnic se îmbogățește. Omul harnic adună. Și din punct de vedere spiritual e aceeași problemă. Omul harnic se îmbogățește. Omul harnic adună. Iar dacă omul este leneș, nu adună nimic. Deci, de aceea zice, dați-vă și voi toate silințele. Ca să aveți din belșug toate aceste lucruri: credință, faptă, răbdare, dragoste de fraze, dragoste de semeni și toate celelalte. Evlavia nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește Mă duc înapoi la versetul 2. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu. Da? Prin cunoașterea lui. Dar aici, în versetul acesta, 8, zice, prin cunoașterea, în ce privește? De plină cunoștința lui Dumnezeu. Vedeți? Este o cunoaștere inițială, crești în cunoaștere și este o cunoaștere Deplină, de plină, la care ne ajung decât oamenii harnici, care își dau toate silințele, care sunt serioși cu re în relația lor cu Dumnezeu, care se luptă pentru aceasta, care înțeleg că e cea mai înaltă chemare pentru un om pe pământul acesta, nu doar să creadă în Hristos și să meargă odată în cer, ci cea mai, chemare pentru, cea mai înaltă chemare pentru un om pe pământul acesta este să ajungă la o cunoștință de plină a lui Dumnezeu. Și atunci omul e împlinit. Și atunci omul e bogat. Și atunci omul este gata pentru orice. Atunci, orice s-ar întâmpla, omul acela rămâne în picioare. De aceea zice, în felul acesta vi se va da intrare deplină, deplină în împărăția lui Dumnezeu. Nu? Știți, mulți vor să intre, zic și eu, da, în cer, da, eu, eu o față smerenie. Eu în cer vreau să mă duc, dar vreau să fiu numai acolo după ușă. N-am pretenții mari. Și zicea cineva, și bine zicea, nu te mai ruga așa. Zice, locul ăla e ocupat de mult. Acolo după ușă toți vor să fie. Locul ăla e ocupat, nu mai este loc după ușă. Dacă vrei, trebuie să, ai, să intri de plin în Împărăția Lui Dumnezeu. Vi se va da o intrare de plină. Nu va fi nicio îndoială, nu va fi nicio teamă în inimă că nu vei ajunge acolo pentru că l-ai cunoscut pe Dumnezeu și credința este cea care îmi dă siguranță, mă ține, e forța care mă duce, cunoașterea lui Dumnezeu, o intrare deplină în împărăția lui Dumnezeu. De ce alunecăm atât de des? Zice, de aceea, fraților, versetul 10, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta nu veți aluneca niciodată. De ce alunecă oamenii atât de des? De ce atâtea alunecări sunt? Din pricina aceasta. Pentru că nu-i cunoașterea lui Dumnezeu. De ce suntem nesiguri? Multă nesiguranță în poporul lui Dumnezeu. Sau o siguranță falsă. Că diavolul lucrează aici. Ori la nesiguranță, ori la o siguranță falsă. Nici de una, nici de alta nu scap. Numai prin cunoașterea lui Dumnezeu. Cine are o siguranță falsă, lasă domnule că e bine. E bine așa. Dumnezeu mă iubește așa cum sunt. Știți ce se întâmplă? Siguranță falsă, nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu, aici ai tot. Aici e tot, în asta avem totul. Și de ce nu-L cunoaștem? Pentru că n-am făcut ceva. Nu ni se descoperă mai mult, pentru că am fost leneși. Nu vă vor să lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. Oh, oh grea asta, lenea. Grea Uitați-vă în proverbe. Uitați-vă cât vorbește Dumnezeu. Cum urăște Dumnezeu Lenea? Acolo e vorba despre o lene materială. Leneșul care nu. e greu să-și ducă mâna la gură. Ăla care zice să mă mai întorc și pe partea cealaltă. Vine soarele, trece, la a sfințit și nu s-a trezit din pat. Urăte i Lenea! ură Lenea! Din punct de vedere omenesc, te uiți la unul care e leneș și vezi că e cu pantalonii rupți. Am toți cu pantalonii rupți, da? Vedem, vezi că n-are nimic, vezi că e coate goale, cum se zice. Și te uiți la el și îl judeci pe bună dreptate într-un fel. Pentru că lenea e urâtă. lenea e urâtă. Și astăzi e epidemie de lene. Toți tinerii astăzi, nu ăștia, nu ăștia de aici, tinerii din lume astăzi nu mai vor să facă nimic. Scopul lor, au și ei un scop în viață, să taie frunze la câini și să fie bogați. Ăsta e scopul lor în viață, să nu mai facă nimic. E o epidemie de lene astăzi. Că așa cresc. Așa cresc. Nu le place munca. Nu le place să trudească. Mi aduc aminte în urmă cu mai mulți ani. Lucram la o companie acolo la Zalău și era o firmă de leasing. Veneau mulți ca să își cumpere tot felul de bunuri. Bau o mașină, ba un utilaj, ba... Cine știe ce înseamnă leasing înțelege. Și vine la... Noi ne uitam să aibă firmă, să aibă activitate bună, să ne asigurăm că pot să-și plătească datoriile către noi, că urma să facă niște un angajament pe un an, doi sau trei ani, să-și plătească în rate bunul respectiv și ne uitam la balanță, la firmă și așa. Dar vine unul care nu avea nicio firmă. Vine un tânăr din, din județul Bihor, un tânăr așa la vreo 30 de ani. Și acum stăteam de vorbă cu el să văd dacă poate să-și plătească ratele. Și îl întreb, ai firmă? N-am nicio firmă. Dar ce faci? Zice, eu lucrez pământul. Lucrez pământul cu tractorul. Dar ce n-am firmă? Dar lucrez la oameni, așa, și îmi place să lucrez pământul. Cum să-i dai că n-ai nicio siguranță că el îți va plăti ratele înapoi? Și tot îl chestionam eu. Și zic, dar de ce faci tu lucrul ăsta? De ce îți place să lucrezi pământul? Faci bani mult sau... Se, uită uite la mine și zice, domnule, domnule, uite-te la mine, era iarna, îi trebuia tractorul că venea primăvara. Ce uite de la mine. Zice, eu simt de acum mirosul de pământ. Simt cum o să întorc brazdele cu tractorul și cum o să miroase pământul. Ce, eu iubesc asta. Iubesc asta. Când am văzut, am zis, bine, îți, dăm tractor, nicio problemă. Mă convins. Dragostea lui pentru a munci, pentru pământ. Și eu de-acum miros cum o să se întorc, întorc de aia și iubesc mirosul ăla de pământ. Înțelegeți? Un om harnic Dar a pocăiții care să zică, frate păstor, miros de-acum, cum o să se întoarcă brazdele aici în, în, în orașul ăsta, în locul acesta, ca să vină oamenii la mântuire, cum o, să, cum o să ar în ogorul Evangheliei, cum o să întorc brațele adânc, încă de acum am miros. Înțelegeți? Ce face diferența? Asta înseamnă să fii harnic, să-ți dorești să faci, să trudești. Nu pa ca să mai primești mântuire, că ai primit-o. Ai primit totul în dar. Ți s-a dat totul tot ți s-a dat, mântuire ți s-a dat. Dacă să muncești acum pentru cel care ți-a dat, prin cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea de Dumnezeu. Dacă suntem leneși, nu vom ajunge niciodată acolo și nu-i durere mai mare decât ca un om să vină să se boteze la 20 de ani, la cât se botează, și la 80 de ani să se ducă în veșnicie fără să ajungă la această cunoaștere, frecând din când în când băncile unei biserici, mai spunând că nu-i de acord că e clima prea tare sau acum căldura e prea mare, mai mormăind că nu-i una sau că nu-i alta. Spuneți-mi, asta e viață de credință? Asta e intrare din belșug în împărăția lui Dumnezeu? Asta e o viață de eșec? O viață întreagă de eșec, în care omul acela n-a fost preocupat de cunoașterea lui Dumnezeu. Cine-i Dumnezeul acesta care m-a mântuit? Cum pot să-L slujesc mai bine? Cum pot să mă dăruiesc? Dați-vă, uniți cu credința voastră, fapta. Să ne iasă din minte harul acesta ieftin. Harul acesta ieftin despre care se vorbește astăzi. A fost în vremea nazismului în Germania, un pastor evanghelic, Dietrich Bonhoeffer. Pastorul acesta a văzut ce se întâmplă, a văzut cum Hitler pune mâna pe biserică și o folosește în scopurile lui și el n-a fost de acord. Dar a știut ce urmează să se întâmple. A știut că va fi jale, a știut că va fi nenorocire. Dumnezeu i-a arătat spre ce merge Germania. Și când a știut, când a înțeles spre ce, se, spre ce merge Germania, a fugit în Anglia. S-a dus în Anglia și a stat acolo o perioadă scurtă, și s-a întors din nou în Germania. Spunând așa, acolo în Anglia mi-am dat seama și am realizat că n-am făcut bine că am plecat acolo. Spunea el: Cum o să mă pot întoarce înapoi între frații mei germani după ce războiul se va termina și să le vorbesc despre Hristos când eu am fugit ca să-mi scap viața? Și a venit din nou în Germania. L-a propovăduit pe Hristos, n-a fost de acord cu direcția pe care mergea regimul fascist de atunci, a fost închis și pentru aceasta a plătit cu viața. A fost pânzurat de către Hitler cu o lună și ceva înainte să se termine războiul. Dar spunea el așa, are o carte despre har, vorbește despre har și vorbește despre harul ieftin și harul costisitor. Și spunea, majoritatea creștinilor apreciază harul ieftin. Adică pentru care ei nu fac nimic. Dumnezeu îți dă și îți dă și îți dă și tu nu faci nimic. Eventual mai faci efortul ăla supraomenesc, uriaș și te pui pe genunchi două minute și zici, Doamne, dăm. Harul ieftin. Dar spunea el, adevăratul har este harul costisitor. Adevăratul har este harul care te costă totul. Te costă totul. Și în final, te poate costa chiar și viața ta. În felul acesta, ajungem la această cunoaștere mai adâncă, mai profundă a lui Dumnezeu. Numai când ne dăm, numai când ne dăruim, altfel nu. De aceea ai cunoștința de Dumnezeu așa de slabă și de puțină astăzi. Pentru că nu găsești oameni care să se dăruiască, nu găsești oameni care să se dedice. Toți vor, plătim un tribut societății în care trăim, nu așa că astăzi totul e instant? Te duci la restaurant să-ți facă o pizza și zici, cât trebuie să stau? O jumătate de oră. Aole, o jumătate de oră. Nu este pizza din aia care se facă în 10 secunde. Te duci și vrei ceva, totul vrei instant. Astăzi e epoca lucrurilor instant. Pâinea o ții congelată, o țin congelată alții luni de zile și nu mă bagi în cuptor și în 3 minute o ai. Totul e instant. Totul astăzi vrem instant, vrem rapid. Din nefericire, mentalitatea asta se transmite și în domeniul credinței. Vrem totul rapid, vrem totul ușor, vrem totul instant, dar în relația cu Dumnezeu nu se poate. Lucrurile duhovnicești nu se obțin așa. Lucrurile duhovnicești se obțin cu trudă. Lucrurile duhovnicești se obțin cu lacrimi. Lucrurile duhovnicești se obțin cu sudoare. Cu sudoare. În fine, acum în minte, Pilda acestui mare om, eu îl consider un mare om al lui Dumnezeu, de care Dumnezeu s-a folosit în România, ca să aducă sute de mii de oameni la credință în Biserica Ortodoxă. Ați auzit de trezirea oastea Domnului din Biserica Ortodoxă. Acest bărbat, Iosif Trifa, Iosif Trifa prin care Dumnezeu a lucrat, a murit la 50 ceva de ani, tânăr. Pe brațele lui a murit soția și trei copii. În brațele lui a murit soția și încă trei copii. I-a mai, mai rămas un singur băiat, Titus, care a rămas cu el. Omul acesta s-a angajat în această lucrare de trezire a credincioșilor ortodoxi care erau și sunt și astăzi legați în forme și în tradiții și în ritualuri și în păgânism mulți dintre ei. Dumnezeu l-a folosit, dar a fost o viață de suferință. Și zicea el așa, am citit asta, zicea, încerc să vă redau cât mai exact, până la, a murit la 50 ceva de ani, a suferit în toată viața lui, 35 de ani a suferit. Deci din 52, 53 de ani, 35 de ani a suferit. În vremea aceea a fost operată de 8 ori. În vremea aceea nu erau anestezice cum sunt astăzi. Nu erau instrumentar și toate... Vă dați seama ce însemna să fie operat de 8, de 8 ori în vremea aceea? A suferit de boală tot timpul. Și spunea el așa, până la jumătate din perioada asta de 35 de ani, credeam că un drac mă chinuiește și mă bazjocorește prin suferință. Dar după aceea am înțeles că nu era un drac, ci că era mâna binecuvântată a lui Dumnezeu, care a îngăduit în viața mea aceste încercări ca să mă țină lângă el. Și spunea el așa, acum... Spre finalul vieții, auziți ce rugăciune avea? Sfântă suferință! Auziți? Sfântă suferință! Ține-mă în brațele tale, până când mă vei preda în brațele binecuvântate ale Mântuitorului Iisus Hristos. ține -mă în brațele tale, până când trec în veșnicie, că am înțeles rostul, am înțeles rolul, am înțeles... Cum pot să mă apropii mai mult de Dumnezeu? Am înțeles cum pot să-L cunosc pe Dumnezeu. Și tot el spunea, vorbindu-le ostașilor lui din vremea aceea, spunea atâta vreme cât toastea va trece prin încercări și prin prigoane și prin persecuții, bucurați-vă, înseamnă că suntem de partea lui Iisus Hristos. Când persecuțiile, încercările și greutățile vor înceta, înseamnă că Hristos nu mai este cu noi. Cunoașterea de Dumnezeu. Cunoașterea adevăratului Dumnezeu. Am ajuns, am trecut de opt și trebuie să mă opresc. Dar vă mai spun totuși, ca să vă, să vă ajut să înțelegeți ce înseamnă cunoașterea aceasta lui Dumnezeu. Doar un exemplu, frate, scurt, nu o lungesc mult. Știți, s-a citit despre David, Psalmul 45. S-a citit despre dorința lui David de a avea o părtășie cu Dumnezeu. David a fost un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu, dar gândiți-vă și prin câte a trecut David. Și în psalmul 45, am citit în această seară, spunea cuvinte pline, de fapt ăștia fie lui Core, dar avem și psalmul, avem alți psalme lui David care vorbesc despre dorința lui de a fi în cu Dumnezeu, dar fie lui Core spun cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă. Și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Era ceea ce îl caracteriza și pe David și pe fiul lui Core, dragostea aceasta arzândă pentru Dumnezeu. Căutarea feței lui Dumnezeu. Unii zic că psalmul 119 ar fi fost scris de David. Probabil. Citiți psalmul 119. Preocuparea lui este, îmi găsesc desfătarea în legea ta, mă bucur în legea ta. Ce însemna asta? Părtășie cu Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu. Și a ajuns David să-L cunoască pe Dumnezeu? A ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu? Numai un exemplu vă dau. Harul și pacea să vă fie înmulțite, că avem nevoie. 2 Samuel, capitolul 24. Acolo a fost, la un moment dat, David a pus să facă număr, numărătoarea poporului, l-a pus pe Ioab să facă numărătoarea poporului și a greșit. Și a venit pe pedeapsa lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu trimite la el prorocul și îi vorbește lui David. Și auziți, citesc 24, versetul 10. David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului și a zis Domnule, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Cum, Doamne, binevoiește și iartă nelegiuirea robului tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. A doua zi când s-a sculat David, cuvântul Domnului a vorbit astfel prin prorocul Gad, văzătorul lui David. Du-te și spune lui David, așa vorbește Domnul, îți spun înainte trei nenorociri, alege una din ele și te voi lovi cu ea. Gad s-a dus la David și a făcut cunoscut lucrul acesta zicând, Vrei șapte ani de foamete în țara ta? Sau să fugi trei luni dinaintea vrăjmașilor tăi care te vor urmări? Sau să bântuie ciuma trei zile în țară? Acum alege și vezi ce trebuie să răspund celui ce mă trimite. Și acum vorbește David, din cunoașterea lui Dumnezeu. David a răspuns lui Gad, sunt într-o mare strântorare. O, mai bine să cădem în mâinile Domnului căci îndurările lui sunt nemărginite, dar nu se cadă în mâinile oamenilor. Cunoașterea lui Dumnezeu, îl cunoștea pe Dumnezeu. Știa David, dacă cade în mâinile oamenilor, nicio milă nu va fi. Nu vor avea milă, că oamenii n-au milă. Dar dacă Dumnezeu mă va pedepsi, nădăjduiesc în mila Lui, că la un moment dat se va opri. Îl cunoștea pe Dumnezeu și a zis, mai bine, să mă pedepsească Dumnezeu. Și pedeapsa lui Dumnezeu a venit. Dar s-a oprit la un moment dat pedeapsa lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a oprit. Dumnezeu s-a oprit. Este cunoașterea lui Dumnezeu. Mai bine să cad în mâna lui Dumnezeu. Mai bine să am de-a face cu Dumnezeu. Pentru că dacă Îl cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu, dacă un copil își cunoaște cu adevărat părintele, știe că părintele, chiar și în mijlocul disciplinei, chiar și în mijlocul încercării, chiar și atunci când se poartă cel mai aspru cu el, are dragoste și într-un fel sau altul îi va face bine. Cunoașterea de Dumnezeu. Dragii mei, haide să ne dăm toate silințele. Ține de noi! Ține de noi! Vremurile care ne stau în față nu vor fi ușoare. Dar ce veste bună vă aduc eu în seara aceasta? Harul și pacea se pot înmulți. În banca cerului putem avea un depozit minunat acolo, frumos, de har și de pace, dacă astăzi căutăm, căutăm să-l cunoaștem pe Dumnezeu. Și haide să nu fim leneși niciunul dintre noi în privința aceasta. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze adunarea aceasta, să vă dea har din belșug și să vă ajute să propășiți în lucrarea Domnului. Amin.